Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vă voi arăta cum să faceți un harpon și vă voi arăta un review, și un review cu un robot. Acesta. Pentru ce vă trebuie o piesă ca aceasta. Și una ca aceasta. Punem pe cea albă, pe aceasta. Aici, așa. Ca un gong. Acum vă mai trebuie o piesă ca aceasta. Pe care o punem aici. Și o piesă ca aceasta, pe care o punem aici. Și vă mai trebuie o piesă ca aceasta, pe care o punem aici. Așa. Și vă vor mai trebui două arbalete ca aceasta. O spunem pe prima așa și pe a doua aici. Așa. Și am făcut. Arată cam urât. Cred că nu e bine făcut. Gata, acum e bine. Gata. Așa trebuie să arate harponul. Vă voi mai arăta cum să-l construiți pe cai și pe căp. Acesta este capul lui căp. Vom începe cu căp. Pentru ce vă trebuie niște pantaloni ca acestea, picioare de fapt. Îl știți din setul cu când se luptau. Și un trup ca acesta. Cu șarpele desenat aici. Vom pune așa. Și acum capul lui Cop. Vom pune aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta. Pe care să o punem pe cap. Și aș vrea să-i facem și o suliță. Pentru suliță ne trebuie o piesă ca aceasta. Una ca aceasta și una ca aceasta. Ca un colț. O să luăm piesa aceasta și o să punem aici. Întreg. Și o piesă ca și piesa aceasta. Pe care o să punem aici. Și am făcut sulița pe care o să o punem în mână. Eu la G i-am mai adăugat un suport de armură. Îl mai știți pe Ninja Verde când am construit. I-am pus un suport de armură lui și i-am pus un suport de armură și lui G. Uitați suportul. Ca să arate ca un ninja adevărat. Să-l punem pe căp deoparte. Sau nu. Să punem pe căp cu mâna pe chestia asta cu arbalete. Așa. Acum să-l construim pe J. Ne vor trebui niște picioare ca acestea și un trup ca acesta. Să punem așa. Trup rău, de ce fugi? Așa. Și acum ne va mai trebui o cagulă. Ups, așa. Are o chestie așa. Vedeți? Are o gaură așa mai aici. Aici nu are gaură, doar că aici o are. Trebuie să o punem așa. Căci altfel nu va putea intra capul. Și vă mai pune capul lui J. Ups, pardon, trebuie să punem mai întâi chestia asta. Piesa aceasta. Aici. Apoi cagula. Ca să nu se vadă la față. Și acum capul. Și
și părul lui Jay. Așa, gata, și două săbi de ninja. O să-i pun una aici, așa, și una în mână. Aici. Și l-am făcut pe Jay și pe Cope. Uitați-i cum arată. Doi luptători. Aia, stai capul. Mă rog, cred că știți al cui este robotul. Robotul este al lui Jay. Pe spate o să o construiesc. Astăzi o să-i fac review. Cred că o să o construiesc mâine. Are o chestie aici pe care o apăsăm și vedeți cum ies. Așa. Vedeți? Vup. Are o mână cu degete. Uitați, are și degete. El se mișcă. Așa. Bup. Mie îmi place să îl țin pumn. Și o chestie aici, cred că recunoașteți asta dacă aveți un set de Lego Star Wars. Dacă apăsați aici, va ieși chestia asta așa. Buf. Nu cred că va prinde camera, deci nu mai apăs. Păi, ce să vă mai spun? Pa și pe data viitoare! Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi, să dai un share sau un like.